Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază de 25 august, când vremea parcă a devenit mai prietenoasă cu noi și s-a răzgândit, numai așa de rece și câinoasă cum a fost ieri și alaltăieri. Vreau să vorbim astăzi despre un subiect extrem, extrem de important pentru noi toți, chiar dacă acum nu ne doare nimic, mai încolo o să ne doară multe. Ștefan Nicușor Eduard este invitatul nostru de astăzi. Este managerul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara. Bine ați venit, domnule manager! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Și vă mulțumesc pentru amabilitatea cu care ați răspuns și rapiditatea. Foarte scurt. Da, domnule, vin! Cea mai scurtă invitație, cea mai rapidă acceptare. Oricând am spus că revin. Da, deschiderea mi-a plăcut, deschidere foarte bună. Și aș vrea să vă întreb... care mai este situația din 2015 acum în Spitalul Municipal Hunedoara? Da, situația e relativ bună, să spunem, raportându-ne la situația de la nivel național. Când, pe care... când mă uit în țară și aud spitalul cu tare n-are medicamente, n-are medici, da. S-au întâmplat atâtea minuni, decese. Din fericire, la noi nu au fost cazuri de acest fel. Pot să mă mândresc cu faptul că în cei doi ani și jumătate de când sunt la conducerea acestui spital, practic am fost director financiar contabil și după aceea am devenit manager, dar am făcut parte din conducerea acestui spital în ultimii 2 ani și jumătate. Nu ne-am confruntat niciodată cu probleme foarte grave. Respectiv, datorii niciodată acest spital n-a avut în această perioadă, nici la furnizori, nici către alte entități, către alte instituții. Ne-am plătit întotdeauna salariile la timp și la nivel maximal. Pot să mă mândresc și cu faptul că spitalul din Hunedoara, alături de, cred că doar de spitalul din ZAM, care e un spital mai mic, și poate nu întâmplător de la ZAM am și venit către Hunedoara, suntem singurele spitale care am plătit întotdeauna salariile angajaților la nivel maximal, așa cum prevede legea, pentru că sunt niște limite minime și maxime. Ca să înțeleagă oamenii, spre exemplu, o asistentă poate avea între, să spunem, 1.000 și 1.500 de lei, spune legea, noi întotdeauna am dat la maxim. Întotdeauna am dat la maxim. Sunt niște sporuri care se dau între anumite limite minime sau maxime. Spre exemplu, sporul de gardă poate fi între 50 și 100%. Pentru medic, noi întotdeauna l-am dat la maxim și întotdeauna am dat și tichete de masă la spitalul din Hunedoara. Sunt spitale mari, după cum știm, la noi în județ. N-am nicio problemă cu colegii noștri, fiecare încearcă să-și facă treaba așa cum poate mai bine, dar nu la toate spitalele din județ s-au dat întotdeauna salariile și tichetele așa cum se dau la Hunedoara. A fost o perioadă când și în Hunedoara tichetele de masă nu s-au mai dat. Sigur că au fost perioade foarte, foarte scurte. În 2013, când am venit noi la conducerea spitalului din Hunedoara, am găsit spitalul într-o situație destul de delicată. Veneam după reîntregirea salariilor în sistemul public și inclusiv în sănătate. Tăiate de Maestru Boc, da, care se pare că nu va mai fi primar al Clujului. Asta așa, în paranteză. Asta, în paranteză, nu m-aș hazarda să trag anumite concluzii pe această temă, dar vă spuneam, veniturile, cheltuielile erau crescute prin reîntregirea acestor salarii și, din păcate, aceste cheltuieli s-au coroborat cu diminuarea veniturilor spitalului. Practic, spitalul încasa din ce în ce mai puțin bani pentru că se schimbaseră condițiile de contractare cu Casa de Sănătate și ne-am trezit cu un decalaj dublu. Practic, venituri mai mici, cheltuieli mult mai mari decât în anul 2012. Și undeva la jumătatea anului am făcut niște calcule, eu eram atunci director financiar contabil, manager era domnul Bender, revenise după ce fusese demis pentru o scurtă perioadă de actualul primar al orașului. Înseamnă că ați lucrat în tandem la am lucrat împreună, dar se pare că a fost mai greu atunci când am avut probleme mai mari, am rămas puțin el cam singur pe acolo, pe la conducere. Vă spuneam, undeva prin luna iulie sau august am luat decizia de a suspenda acordarea tichetelor, că practic nu mai era posibil. Ales răul cel mai mic. Am ales răul cel mai mic, da. Pentru că dacă am fi rămas cu nivelul salarizării la maxim și cu tichetele de masă, riscam undeva pe finalul anului să nu mai putem da salarii deloc. Am luat această decizie. În urma deciziei, domnul manager s-a retras atunci vreo lună și jumătate sau cam așa, cred că a stat în concediu medical și după aceea și-a dat demisia.
Am făcut niște economii, am reușit să creștem și veniturile, am făcut servicii medicale și pe finalul anului, undeva în luna decembrie, ne-am regăsit în situația fericită de a le acorda angajaților spitalului retroactiv, pe 6 luni de zile, tichetele de masă. A fost bucurie mare și pentru noi a fost bucurie mare pentru că am confirmat că noua echipă de conducere care venise atunci la spitalul din Hunedoara a venit cu intenții bune. Și, practic, când am avut posibilitatea, l-am acordat oamenilor. Oamenii acintiți către Da, oamenii n-aveau încredere, se spuseseră multe vorbe. E tânăr, nu-i de meserie, nu-i de specialitate, cine știe ce o face, cum a alimentat și de medici pe care la un moment dat... Într-adevăr, sunt mai tânăr, dar să știți că am vreo 7-8 ani de când lucrez în spitale, dintre care vreo 6 la conducerea spitalelor, deci cred că am suficientă experiență. Și am dovedit că spitalul, chiar dacă e o instituție grea, poate fi condus bine. Și m-am bucurat foarte tare anul trecut, sau mă rog, la începutul acestui an, când spitalul din Hunedoara, oficial, deci printr-un... Că am mai auzit discuții că unde s-a confirmat lucrul acesta sau că nu ar fi adevărat. Deci există o hotărâre de guvern, un ordin al Ministrului Sănătății, în care sunt stipulați anumiți indicatori de performanță la toate spitalele din România. Și dacă ne uităm în acea anexă în care sunt indicatorii de performanță prevăzuți, se poate vedea cu ochiul liber că spitalul din Hunedoara este cel mai bun spital din județul Hunedoara, este cel mai bun spital municipal din România și este în primele spitale din România la nivel național. Bun, această ierarhizare, cum s-a făcut? Pentru că este foarte onorabil. Sunt niște indicatori. Cel mai bun spital municipal vorbim din țară, de anumiți indicatori de performanță, dar cei mai importanți indicatori, după care se face și finanțarea spitalelor, sunt doi. Unul se numește indice de complexitate a cazurilor sau indice de case mix, cum îi spunem noi în cei care lucrăm în sănătate. Practic, el arată investiția pe care spitalul o face într-un anumit pacient. Da. Și după aceea toate cazurile se iau, se reune și există un indice la nivelul întregului spital pe un an de zile. Ei, acel indicator ne arată cât de mult a investit spitalul în pacient și cu cât investiția este mai mare și mai importantă, evident că spitalul este mai bun, a alocat mai multe resurse și de mai bună calitate. Că nu poți să aloci resurse decât dacă ai investiții în infrastructură, în dotări cu echipamente, în medici care au abilități. Nu poți să faci anumite operațiuni sau anumite, cum să spun, manevre medicale unui pacient dacă nu ai medici care sunt calificați să facă acest lucru. Și toate acestea înseamnă bani. Această calificare costă, așa? Toate costă bani, acreditarea costă bani, acreditarea spitalului. Noi Bun, avem și spitalul. În legătură cu acreditarea e o întreagă istorie, pentru că la un moment dat, țin minte că m-am întâlnit cu niște asistente, șefe, cam așa ceva. Da. Erau efectiv înnebunite. Ha, vine acreditarea. Și mergeau capul în sârmă. Ce mai chiar așa? Ce nu, dar acum este punctul cu vârful icebergului. Munca noastră de 2 ani de zile și acum, dacă nu suntem exact așa cum trebuie să fie, sigur, s-a muncit foarte mult în spitalul Din Hunedoara. Vă spun valoarea aceasta, că n-aș vrea să par lipsit de modestie și cine ne ascultă acum să creadă că am venit aici să mă laud. Eu nu mă laud pe mine acum, ci laud spitalul. Această clasificare... Deci am văzut, am considerat că nu se mai poartă modestia. Am spus-o și să vă spun, eu am găsit un spital bine așezat, un spital bun, cu profesioniști de mare calibru, atât medici cât și asistente și personal de altă pregătire profesională. Eu n-am făcut decât să analizez și unde am găsit că sunt lucruri care trebuiesc îmbunătățite, le-am îmbunătățit și în condițiile acestea am dus spitalul pe primul loc la nivel național, între spitalele municipale, repet. E greu să ne batem noi cu spitalele mari județene din țară sau cu clinicile universitare. Dar la nivel de spitale municipale, mă mândresc cu faptul că în anul 2014 am fost pe primul loc. După cum spuneam, am moștenit un spital bun și pe care n-am făcut decât să îl îmbunătățesc acolo unde am simțit eu că se pot face unde lucruri mai bune. Unde a necesitat intervenții de reglaj? Păi, acum, profitând și de faptul că eu sunt un tehnocrat, sunt economist și sunt mult mai apropiat de cifre, sigur că m-am aplicat foarte tare pe cifre, pe indicatorii aceștia de performanță fără de care nu putem lucra și care sunt oglinda noastră, activității noastre și în funcție de aceștia am reglat lucrurile fără
a mă implica și fără a împieta actul medical, fără a le spune medicilor cum să-și facă treaba. Bun, dar trebuie să existe o anumită relație între dumneavoastră și, și cadrele medicale. Există. Și cele superioare și cele medici. Am o relație foarte bună la mine, toată lumea, cum începând merge? Cu primul medic și terminând poate cu ultimul portar, toată lumea intră la mine fără niciun fel de problemă cu orice problemă au de rezolvat. Întotdeauna am fost deschis și sunt deschis rezolvării problemelor colegilor. Avem ședințe permanente atât cu medicii cât și cu celelalte categorii profesionale de la noi din spital și cred că această deschidere i-a făcut pe colegi să înțeleagă faptul că am venit să facem treabă la Hunedoara, la spital. Poate că nu sunt cel mai iubit manager de spital din țară, dar probabil trebuie că să fie iubit un manager. Nu trebuie să fie iubit, trebuie să fie respectat și eu am căutat să fiu respectat de colegii mei și m-am bătut întotdeauna pentru drepturile lor. Nu întâmplător, anul acesta spitalul din Hunedoara este unul dintre cele doar 4 spitale, sunt peste 400 de spitale în România, uh-huh, și doar 4 spitale au refuzat să semneze contractul cu casa, total dezavantajos și care nu reflectă sub nicio formă serviciile pe care noi le prestăm, practic muncim și nu ne sunt decontate aceste servicii, este munca medicilor, da, și a asistentelor și a personalului medical și suntem unul dintre cele 4 spitale care nu au semnat contractul cu casa și că au ajuns până la București la o mediere cu Casa Națională de Sănătate. Cred că toate aceste acțiuni mi-au atras respectul colegilor și sigur că am avut și întotdeauna susținerea lor. A sindicatului medicilor, a sindicatului personalului sanitar, mediu și auxiliar. Deci pentru oameni mă bat, nu încerc să fiu iubit, încerc doar să fiu respectat și să le ofer oamenilor condiții mai bune de muncă și pacienților condiții mai bune de tratament. Cum s-a terminat meciul cu casa? Încă nu s-a terminat. Și cum estimați că se va termina? Eu sper să se termine, că mi se pare anormal ca în România banii dinspre pacient, spre casa de sănătate să se ducă foarte ușor, adică toți trebuie să ne plătim contribuțiile, exact, la sănătate, iar când trebuie să vină banii înapoi către spitale și practic nu către spitale, către pacienți, foarte greu mai vin înapoi. Nu mi se pare normal ca noi lunar să efectuăm servicii de 9 miliarde la spitalizare de zi și urgență și contractul cu casa să nu atingă nici măcar 5 miliarde, practic 4 miliarde nouă nu ne sunt decontați. Ca să-i transform în oameni, să vă dați seama ce muncă înseamnă asta, practic undeva înspre 1300 de oameni sunt tratați la Hunedoara lunar și nu sunt decontați. Deci nu vorbim nici de un om, nici de 100, nici de 300, vorbim de 1300 de oameni lunar care sunt tratați, se muncește. Se muncește pentru acei oameni. Numai să stai de vorbă cu ei, numai să, da, să le faci foile și după aceea să-i și tratezi, că nu se tratează ușor oamenii la Hunedoara. Știm foarte bine că la urgență este un aflux extraordinar de pacienți, pentru că după amiaza, de sărbători, în weekenduri, medicina de familie e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, ca să parafrazez pe cineva, toată lumea vine la urgență. Nu mi se pare normal ca noi să muncim și să nu ne fie decontate și o să mă bat până la capăt pentru ca serviciile acestea să ne fie decontate. Există o problemă de ordin subiectiv sau obiectiv aici? Eu sper să fie obiectivă, sper să nu fie subiectivă, sper, îmi doresc din tot sufletul, pentru că aș fi foarte, foarte măgnit să aflu asta. Oamenii chiar muncesc. Să știți că se fac serviciile acestea medicale cu sacrificii mari. Eu mă uit pe colegii noștri din spital, pe medici, pe asistente, pe toți ceilalți și se vede pe fiecare persoană acest efort pe care îl fac. Sunt marcați. Nu e ușor să faci gărzi, nu e ușor să vezi zeci și sute de pacienți. Gândiți-vă că la unitatea de primire urgențe ne apropiem de 100 de persoane pe zi. Apropo că sunt mulți oameni care mă mai sună și pe mine, domne, că aștept de 5 minute, de jumătate de oră la urgență. Dar există un singur medic, da, care trebuie să vadă aproape 100 de oameni pe zi. Ceea ce mi se pare foarte mult. Norma e de 20-30 de oameni. Știți ce este cel mai trist? Era. Acum 2-3 săptămâni în căutarea disperată, pentru că obiectivul meu, am spus de când am venit manager la acest spital și în continuare repet și o să repet întotdeauna, obiectivul, prioritatea mea 0, nu 1, 0, este de a aduce medici tineri cât mai mulți la Hunedoara. Degeaba avem un spital frumos, bine structurat, dotat, dacă nu avem medici care să-și profeseze. În cealaltă emisiune mi-ați spus că ați reușit să convingeți 15 tineri specialiști să vină.
I-ați împământenit aici, s-au stabilit? Cu siguranță, și în ultimele 3 săptămâni am mai convins vreo 2-3 sau chiar 4, dacă stau bine să mă gândesc. Dar cum faceți? Se fac cu efortul. Cum faceți? Cum știți cum am făcut? M-am urcat în mașină împreună cu directorul adjunct al spitalului, cu doamna doctor Radu Carolina, și ne-am dus până la Timișoara. Și am luat-o din spital în spital, am bătut din ușă în ușă și am întrebat ce rezidenți termină în anul acesta, pe ce specialități, ne-am dus la managerul spitalului județean, ne-am dus la șefii clinicilor și le-am spus ce spital avem, că oamenii, să știți că au de Hunedoara, li se pare așa un oraș micuț, de provincie. Încă se mai spune, oraș muncitoresc, acolo e așa o chestie. A fost un combinat care s-a închis. Da, oamenii încă nu știu că totuși în acest oraș există un spital foarte mare, care arată foarte bine, care le oferă condiții să profeseze în condiții foarte, foarte bune. Și, bineînțeles, că i-am îmbiat și cu alte bonusuri, avantaje, ca să spun așa, avantaje. Le oferim și locuințe, le oferim de toate, îi luăm și la pachet, dacă vin și cu soția, care poate și ea este tot în domeniul medical, încercăm să-i atragem în toate felurile și mă bucur că în aceste săptămâni am reușit să mai găsim încă un cardiolog, un chirurg, un medic la urgență. O să sunt căsătoriți, căsătorite? Unii căsătoriți, unii acum se căsătoresc, deci facem eforturi că nu ne rezumăm doar la posta niște anunțuri pe site-ul spitalului sau în publicația Viața Medicală, în care spune Spitalul Municipal Hunedoara scoate la concurs post de medic specialist, nu știu ce specialitate. E prea puțin. Deja trebuie să trecem la nivelul următor, însă ce m-a îngrijorat foarte tare, stând de vorbă în Timișoara cu managerii spitalelor de acolo și cu oameni care cunosc foarte bine sistemul medical, din păcate nu prea mai vin rezidenți din urmă, nu prea mai vin medici. Va fi un gol de rezidenți? Se pare că așa va fi, pare că 60% din studenții care termină facultatea de medicină pleacă direct în străinătate și fac rezidențiatul acolo. Practic doar 40% din cei care încep medicina în România mai rămân să facă rezidențiatul. De ce credeți că fac rezidențiatul în străinătate? Din motive financiare, evident, din motive de respect al muncilor, nu se poate ca un medic rezident să primească puțin peste 1000 de lei în România. Acum, într-adevăr, se vorbește despre o majorare a salariilor, dar mi-e teamă să nu fie puțin prea târziu. Cum vedeți această declarație, că e declarație de intenție. Da. Și până când vedem banii în contul spitalului, mai durează. Dar cum vedeți acest lucru? Cum comentați dumneavoastră? Declarația nu era, din punctul meu de vedere, majorarea cu 25% totuși cred că e mică, cred că ar fi putut fi mai mare. Sigur că resursele sunt greu de găsit. Păi dacă cei de la Romața au 220 de milioane, nu? Și la un moment dat spun că vor majora de salarii. Da, iar eu acum câteva săptămâni stăteam de vorbă la mine în birou cu un medic primar de la noi, care are în jur de 50 de ani, are multă experiență, vede, cred că vreo 100 de pacienți pe lună și mi-a arătat fișa de plată și are un rest de plată de vreo 1800-1900 de lei. Ce și rușine să vorbești cu un meseriaș de asta când vezi că are așa. Da, și știți care e problema? Un medic nu trebuie doar să trăiască din acești bani, el trebuie să investească permanent. Instruirea lui trebuie să investească. El ca să îi se prelungească autorizația de liberă practică trebuie să acumuleze niște puncte de educație medicală continuă, EMC se numesc. Și acele puncte se acumulează doar prin participarea la congrese sau abonarea la anumite publicații de specialitate, iar congresele alea costă al naibii de mult, enorm costă. Deci nu poți cu acești bani. Degeaba vorbim acum de declararea medicilor funcționari publici și că nu mai au voie să primească niciun fel de cadou sau plicuri sau orice alte atenții. Ne învârtim în jurul degetului când de fapt asta e o problemă, zic eu, minoră. Dă-i, domnule, salariul pe care îl merită și atunci nu mai se pune problema că îi dai plicul, că nu îi dai plicul. Cu siguranță. Deci eu am și vorbit cu medicii noștri în ultima ședință și le-am spus că le susțin absolut orice demers pe care îl vor face. Ce zic medicii noștri din Hunedoara? Vor salarii mai mari, evident. Se pare normal. Vor și ei să stea liniștiți. Nu, cred că niciun medic sau niciun om de pe pământul ăsta nu vrea să stea cu teama că într-o zi niște mascați sau nu știu ce organe ale statului vin la ușa lui și îl ridică pentru că a primit niște foloase necuvenite. Toată lumea ar vrea să primească un venit transparent, legal, să-și plătească impozitele și din acel venit să trăiască foarte bine. Dar se pare că în România încă nu se poate. Se poate să majorăm salariile la guvernanți cu 70% sau așa.
Iar la medici acum, și până la urmă să știți că majorarea aceasta, dacă va veni la 1 octombrie, vine din eforturile pe care le-am făcut tot noi cei care lucrăm în sănătate, pentru că s-a introdus acest card electronic național de sănătate și din economiile obținute în urma introducerii acestui card. Se pare că a fost un jaf înainte. Da, se pare că erau scurgeri foarte mari, am și spus-o într-o emisiune tot aici la dumneavoastră, se pare că din economiile care s-au făcut prin blocarea acestor scurgeri, vom primi niște salarii majorate. Deci, practic, noi ne-am câștigat, noi angajații din sănătate ne-am câștigat aceste majorări. Vreau să vă întreb ceva despre cadrele medii, nu se prea vorbește de ele și de ceilalți angajați. Eu întotdeauna am vorbit, să știți. Pentru că un medic fără asistentă e mort. Evident. Și o asistentă fără medic nu există. Nu numai deci, fără asistentă. Uitați să vă dau un exemplu. E ora aproape 6 acum. Da? Și dacă ca să înțeleagă oamenii cât de important sunt toți angajații dintr-un spital. Dacă la această oră s-ar întrerupe curentul, energia electrică la noi la spital și un pacient ar fi pe masa de operație, automat la noi trebuie să intre în funcțiune niște generatoare. Dar electricianul care e de serviciu acum trebuie să ducă și să repare rapid curentul, să vadă că acele generatoare au o durată de funcționare limitată. Deci e foarte important până și electricianul acela de care vorbim sau portarul sau orice alt angajat. Toată lumea e importantă. Foarte clar, sigur că inima noastră, purtătorii noștri de vârful noastre de lance sunt medicii și fără medici n-am putea face nimic. Dar tot angrenajul e important și eu întotdeauna am spus că pentru mine au toți angajații din spital un rol extrem de important. Să trag concluzia că această majorare salarială, dacă se va aplica, se va aplica și la medici, dar și la asistente, trebuie la toată și la lumea. Personal auxiliar. Evident, la toată lumea. Nu știu dacă ați văzut, dar la aceste negocieri cei mai vocali și cei mai activi sunt reprezentanții sindicatului Sanitas, care înseamnă sindicatul cadrelor medii. Când eu am fost la București... Medicii am înțeles că parcă le ca în jenă să iasă. Ba nu, și medicii, dar când am fost la București acum 3-4 luni de zile să negociem contractul spitalului cu Casa Națională, cu noi la masă și s-a bătut pentru noi, pentru spital, a fost același domn, un domn Marius Sepi, care e vicepreședintele sindicatului Sanitas la nivel național. Deci a stat cu noi la masă și s-a bătut acolo, pentru că era și dânsul conștient că dacă spitalul își primește banii pe care îi merită, și angajații spitalului își vor primi automat salariile. Deci eu pentru oameni mă bat, nu pentru altcineva, și acești oameni au tot respectul meu. Deci eu sunt pentru majorarea salariilor la toți angajații din spital, nu numai la medici. Avem un telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Bună să-ți fie inima! Bună, România, bună, dar oare când o să fie bună? Ia să vedem ce ne spune acum. Domnul Barboni, hai că-s prietenul meu. Eu nu cred în modul cum se gândește în România binele acestei țări. Toată lumea trebuie să crească, indiferent dacă are valoare sau nu are valoare. Indiferent dacă a făcut serviciu cum trebuiește sau nu, le mărim salariile. Domnilor, deschideți ochii și vedeți cum e în străinătate. Cel ce este un profesionist desăvârșit... Performanța e prețuit acolo, da. Da, cel ce este profesionist desăvârșit merită și să mărește, cel care nu. Păi ce facem, domnilor, lui Ciomu, îi mărim salarul? Păi săracul, nu știu dacă mai practică. Nu știu. Hai să zicem că a fost un caz nefericit. În afară de el sunt, domnul moderator, în afară de acest om, sunt zeci și sute de cazuri în România. Dacă aveți posibilitatea, și știu că aveți, mergeți cu camerele ascunse și filmați ce se întâmplă în spitalele din România. Și atunci vedeți, dați seama. Deviți dați seama și veți vedea relația între politică și spitale, relația între cheltuirea banilor și realitatea care este crudă din spitale. Pe noi suntem obișnuiți, românii, să acoperim realitatea prin vorbe. Și asta este grav. De-aia ne duce în jos acest lucru. Uitați-vă situația internațională financiară, căderea burselor și ce urmează. Și noi vrem să mărim 170% salariul în învățământ. Da. Dar de unde bani, oameni dragi? În condițiile în care copiii noștri au luat
Bacalaureatul mai puțin de jumătate. Sau un păi pic da, o peste grămadă jumătate. De, o grămadă de, în facultățile în care se dau astăzi, nu se mai dau examene, intră și fără bacalaureat. Da, păi ce nivel de profesionalism vrem Bun, să haide cultivăm să ne întoarcem la sănătate, că mă cam mă dor coastele când au... Și pe mine mă doare din vârful capului până în vârful picioarelor. Veniți la spitalul din Hunedoara să vă tratăm. Spuneți-mi, da, dumneavoastră, în ceea ce privește activitatea spitalului, aș vrea să-mi spuneți două lucruri bune, două lucruri rele, ca să fim așa, echidistant. Două lucruri bune, două lucruri rele. Mm-hmm. Din ceea ce știu eu ca cetățean al municipiului Hunedoara, cred la această oră, n-am posibilitatea să văd concret ceea ce se întâmplă atât din punct de vedere managerial cât și din punct de vedere financiar, probabil că s-a redus acele costuri care erau aiurea. Sigur. Dar aici mai se vede formația de economist actual manager. Dar este foarte mult... Ce este? Dar mai este foarte mult până departe. Extrem de mult. N-am să prind o realitate curată. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect pozitiv. Haideți, că am spus al doilea aspect pozitiv trebuiește ca cei ce lucrează în sănătate și nu numai de acolo să fie mai modești, să aibă o comunicare cu clientul mai bună. Aha, asta e cam negativă, cam așa ceva. Nu, eu vorbesc că e și bine și rău. Dar de aici cineva trebuie cu ghilimelele de rigoare să tragă... Știți ce să tragă, da? Apa, ce să tragă? Spuneți-mi. Să tragă ceva, apa pentru aia care fac... Să tragă apa pentru aia care fac rău și să îi îmbrace frumos pe aia care fac bine. Haideți să-l întrebăm pe domnul manager dacă există un mod de a-i observa pe cei care au activitate bună sau activitate mai puțin bună. Există, fără doar și poate numai să se vrea. Există. Dragule, mulțumim fain de telefon, sănătate. Numai bine. Chiar mi-era dor să-ți aud vocea. Numai bine, să dați Dumnezeu bine în România. Da, domnul. Mulțumim frumos. Da. N-aș vrea să comentez primul aspect acela cu reducerea costurilor. Cred că se vede destul de clar că am mers pe ideea aceasta. Oamenii simt. Și am încercat pe cât e posibil să oprim scurgerile din sistem, așa cum se dorește și la nivel național. Privitor la relația cu pacientul, la comunicare, spre bucuria noastră, de anul acesta în minister s-a înființat un compartiment de integritate în Ministerul Sănătății, care a luat lucrurile destul de în serios. Am fost nevoiți să înființăm în fiecare spital din România un consiliu de etică, un consiliu etic care trebuie să ia în considerare absolut orice petiție venită din partea pacienților, că vine înscris pe format de hârtie, că vine online pe site-ul spitalului, că vine telefonic, că vine prin orice alte mijloace, noi trebuie să le luăm în considerare, să le discutăm, să luăm măsuri și să-i transmitem un răspuns atât celui care a sesizat, cât și Ministerului Sănătății. Bun. Haideți să vă spun un caz pe care vi l-am semnat la un moment dat. Da. Când am văzut eu că de fapt e o petiție așa aiurea pusă și cu clopoței, cu sutcoață albă. Știți dumneavoastră cu codul roșu, nu? Spuneți-ne cum a fost codul roșu, ca să vă spun da, ce știu. Da, știți cum este? Când vin petiții din acestea pe bloguri sau pe site-uri de socializare, nu sunt probleme. În schimb, când se pune etichete pe spitalul nostru și vin și din partea unor oficialități, atunci lucrurile sunt destul de grave și atunci chiar am fost destul de supărați noi cei din spital. Într-adevăr, am înțeles că a fost o discuție într-o ședință de Consiliul Local la Hunedoara, care a culminat cu un articol apărut undeva pe o publicație online, că nu e o publicație scrisă, pe o publicație online, în care apărea o declarație, din păcate, și repet, din păcate, a viceprimarului municipiului Hunedoara, care se intitula Cod roșu la Hunedoara și printre altele erau afirmații de genul că se închid anumite secții sau linii de gardă la Hunedoara sau că avem deficit major de personal. Noi am fost foarte supărați din două motive. În primul rând, nu poți să faci declarații de asemenea gen când ești viceprimarul orașului fără să te consulți și cu conducerea spitalului. Și în al doilea rând,
Și dacă ar fi fost adevărate ca viceprimar, încerci să rezolvi problemele, nu să le amplifici. Deci, din păcate, ce s-a întâmplat după astfel de declarații, oamenii au fost destul de supărați, oamenii au reacționat din oraș, am început să fim sunați de anumite persoane, de pacienți. S-au speriat oamenii, domne, unde ne mai internăm, stai puțin că s-a închis linia de gardă de cardiologie, a trebuit să dăm un comunicat de presă, să facem și o conferință de presă, să infirmăm toate aceste lucruri și dacă tot am ocazia și sunt invitat la dumneavoastră, trebuie să reiau încă o dată și să spun foarte clar că la Hunedoara nu s-a închis nicio secție, nu se va închide nicio secție, nicio linie de gardă, lucrurile funcționează absolut normal, toți pacienții sunt tratați absolut corect, la timp, fără niciun fel de sincope. Nu văd cine și-ar dori ca spitalul din Hunedoara să intre într-o astfel de criză. Adică, până la urmă, și eu... Ori fi și de ăștia, domnul manager. Nu cred. Știți de ce spun asta? Pentru că începând cu domnul primar, domnul viceprimar, o grămadă de consilieri locali, o grămadă de oameni și eu personal, toți ne ducem familiile și prietenii și ne tratăm tot la Hunedoara. De ce ne-am dorit să nu mai avem un spital sau de ce ne-am dorit să fie o criză? Din păcate, toți ajunge pe acolo. Da, da. Exact ca la... Din păcate, asta este. Deci vreau să le spun oamenilor că nu este niciun fel de problemă la Hunedoara, din punctul acesta de vedere. Nu suntem într-un deficit de medici acum mai mare decât a fost vreodată. Vreau să vă spun că acum avem mai mulți medici decât aveam în 2013, când am venit eu la conducerea acestui spital. Au plecat mult mai puțin medici decât au venit. Dacă ne uităm la nivel național, anual, sunt statistici oficiale emise de către Colegiul Medicilor din România, peste 3.000 de medici pleacă anual din sistemul public de sănătate românesc în străinătate sau în privat, iar în ultimii 3 ani de zile de la Hunedoara au plecat 6 medici. Adică undeva o medie de 2 medici pe an, când media pe spitale, dacă împărțim 3.000 de medici, peste 3.000 de medici la 400 de spitale, sunt vreo 8 medici. Vreau să răspund în legătură cu petiția că la un moment dat am fost sunat de la laboratorul spitalului, cam cu lacrimi în voce, uite domnul, prea ce ni se spune, că noi, e o petiție care a ajuns la director, că nu știu cine a venit și n-a avut, nu l-a băgat nimeni în seamă și asta. Da. Ce nu e adevărat, noi chiar și pe oamenii care vin cu probleme și vedem că sunt probleme, și le spunem să vină cu actele a doua zi, dar îl luăm acolo să vedem ce are și da, cum. Deci nu... Și după aceea am constatat, presarii mi-au dat telefon, că am întrebat, bă, ce mă stau un pic, e o acțiune concertată ca să pice prost anumite persoane. Sigur, putem pica prost anumite persoane. Deci asta vă pot spune că mi-au spus colegii putem din presă prost, și ăștia nu să vă mai spun încă un lucru. În afară de acea hotărâre de guvern de care vă spuneam, prin care spitalul nostru certifică foarte clar că este pe primul loc în județ și pe primul loc la nivel de spitale municipale din țară, vă mai dau încă o cifră care mi se pare cea mai elocventă. În orice domeniu de activitate, că e televiziune, că e comerț, că e sport, că e cultură, că e orice, cei care îți dau valoare și cei care spun că ești bun sau nu, sunt cei care ne privesc acum. Telespectatorii, în cazul dumneavoastră, clienții, da? Să vă spun, la noi la spital, dacă ar merge lucrurile atât de prost pe cum se spune, n-ar mai veni atâția oameni către spitalul din Hunedoara. Deci vin foarte mulți pacienți către spitalul nostru, iar 40%, atenție, 40% din pacienții care se prezintă la spitalul municipal Hunedoara nu au domiciliu în municipiul Hunedoara. Dintre care 5% nici măcar în județul Hunedoara nu au domiciliu. Da? Deci 5% din pacienții noștri vin din alt județ. Oare de ce ar veni? Că sunt probleme așa multe la Hunedoara. Am mai avut un telefon pe care l-am rugat pe colegul să-l noteze, care se întreabă despre aparatura medicală. Sigur. Ce ne puteți spune despre aparatura care a fost, aparatura care este? Aparatură permanent. S-a achitat tot, că la un moment dat erau... Cum? Eu nu o să mă feresc și nu m-am ferit niciodată și trebuie să o spun, pentru că eu lucrez la acest spital și pe mine acel contract de leasing. Se spune că aparatura cumpărată de fostul primar. Aparatura cumpărată de fostul primar. Deci asta întreabă un telespectator. În colaborare cu fosta conducere a spitalului, pentru că s-au făcut niște referate de la spital, dar toată achiziția trebuie să spunem că s-a derulat prin
prin primărie, prin administrația publică locală, este un contract dezastruos pentru municipiul Hunedoara și rețineți ce vă spun, dezastruos. Și asta o simt eu pe pielea mea în fiecare an. Pentru că în momentul acesta, când primăria municipiului Hunedoara plătește lunar o rată de aproape 4 miliarde de lei vechi, vorbind de 80-90 de mii de euro lunar, eu nu mai pot... Că foarte eu spitalul, acum, cum să zic, mi-e foarte greu să mă duc către administrația publică locală și să mai cer alți bani pentru investiții, că mi se spune, domne, dar noi plătim rata aceasta. Deci nu e posibil ca la spitalul din Hunedoara să se ia aparatură pe 10 ani. Gândiți-vă că ne ducem spre 10 milioane de euro, da? Dacă luăm 80 de mii de euro... rată lunară, ori 120 de rate. S-a rezolvat? Nu cum s-a rezolvat. Știți de ce? În România, a fost cineva de vină, nu a fost de vină. În România, dacă faci actele bine, poți să furi liniștit, că n-are nimeni ce să-ți facă. Din banii pe care eu îi plătesc către primărie, se duc o bună parte. O bună parte. Dacă spunem 80-90 de mii de euro și împărțim la populația actuală a Hunedoarei... Din banii pe care îi dai o primărie, se duc... către deci, dacă împărțim la actuala populație a Hunedoarei, trebuie să ducă, cam 2 euro pe lună fiecare cetățean al Hunedoarei dă pentru această aparatură. Foarte mult. Din păcate, aparatura nici nu este de cea mai mare calitate. Multă din ea a fost luată fără să fie nevoie de ea și nu s-a utilizat. Da? Și, pe de altă parte, plătim și niște comisioane și dobânzi de leasing care se duc spre niște sume amețitoare. Adică plătim 10 ani de zile o rată de 80-90 de mii de euro, care în total se duce spre un contract de 10 milioane de euro. Am îmbogățit pe cineva, domnule? Eu sunt convins că am îmbogățit. Eu cunosc și eu care sunt prețurile pe piața... Păi noi cu plată, alții cu buzunarul plin. Știu și eu ce prețuri sunt pe piața românească a aparaturii și a echipamentelor medicale. Și nu s-a sesizat nimeni și nimeni nu răspunde. A fost sesizat și... L-a băgat pe Hadalaz dup. Dar nu pe speța aceasta. Dar nu pentru așa ceva. Dar pentru... Deci acest contract, din punctul meu de vedere, este dezastruos pentru municipiul Hunedoara. Am înțeles. Și altceva să se pronunțe asta presupune ideea destul de urâtă, cum că dumneavoastră nu mai puteți 10 ani de zile să luați un aparat performant pentru că le aveți pe astea. Deci noi dacă mâine nu mai avem bani să plătim, noi hunedoreni, da? Municipiul Hunedoara plătește facturile. Nu mai are bani să plătească, cei care au dat aparatura în leasing vin și iau toată aparatura și ne obligă să plătim daune morale egale cu valoarea contractului minus ratele plătite. Este un înțelege criminală. Pur și. E criminală pentru noi. Și nimeni nu răspunde. Nimeni nu știe că primarul, eu nu-l apăr acum pe primar, dar primarul municipiului Hunedoara putea să zică într-o zi, bă, nu mai am bani să plătesc aparatura asta, că mai am de făcut și străzi, și școli, și multe alte ce probleme mai sunt într-un oraș, da? Mă mir că mai are bani pentru becul. Da? Gândiți-vă că aproape 4 miliarde lunar e extrem de greu să plătești. Mi-aduc aminte că la Bacău am auzit o știre de curând, se lăuda primarul că a dat 10 miliarde spitalului într-un an. Și primăria Hunedoara, o primărie foarte mică, dă aproape 50 de miliarde anual spitalului. Consiliul Județean, anul acesta, a alocat spitalului județean Deva 52 de miliarde și e un județ întreg. Iar primăria Hunedoara, așa micuță cum e, dă aproape 50 de miliarde care s-au dus probabil... Se simte și faptul că Hunedoara a fost oraș muncitoresc, avem mulți pensionari care... Se simte, automat... dar mai aveam nevoie și de piatra asta de moară de gât. Păi mai aveam, că altcumva... Primarul actual e criticat pentru orice, dar cei care au fost înainte nu sunt criticați că au aruncat 10 milioane asta, de euro. Asta se uită foarte... Nu se uită așa ușor, nu, eu o simt în fiecare zi pe pielea mea. De câte ori vreau să cumpăr un aparat sau un echipament la spitalul din Hunedoara, că avem nevoie de echipamente. Normal. De fiecare dată mi-aduc aminte de acest contract de leasing. De câte ori vreau să cer bani la administrația publică locală, e foarte greu. Domnul primar, am vorbit cu dânsul, o să-mi dea acum, o să aloce niște bani și pentru spital, pentru a mai lua ceva aparatură, dar, oare ce am fi făcut noi cu 4 miliarde pe lună dacă nu era acest contract de leasing? Refăceam spitalul. Vă spun că mai făceam încă un spital odată cu aceste 10 milioane de euro. Ce bani? Mai făceam încă un spital. Se duc în continuare în buzunarele unor oameni care stau bine mersi, sunt apărați de niște contracte beton, făcute de niște... Sunt niște impecabile contractele. Oameni deștepți, pe normal. Așa? Și fac pariu că oamenii aia nu sunt din Hunedoara, care au făcut aceste contracte. Așa? Păi, firma de leasing
prin care s-a luat această aparatură se numește Ager Leasing și dacă vă spune ceva, este aceeași firmă prin care s-au luat în leasing celebrele Loganuri la poliție cu 70.000 de euro sau așa ceva. E aceeași firmă. Dom'le, dacă oamenii au și aparatură medicală și ei vând și Loganuri cu 70.000 de euro, vând și saltele la Hunedoara cu 1.000 de euro. Smecheria înflorește în România, am spus-o întotdeauna și o mențin. Bun, aș vrea să vă întreb despre ceea ce veți face până la finalul anului și mai ales din 2016, v-ați propus. Da, până la finalul anului avem două proiecte de finalizat, unul în parteneriat cu primăria, respectiv ambulatoriul de specialitate, lucrările sunt aproape de finalizare, o aripă din policlinica, cum o știu, ambulatoriul nostru e aproape de a fi finalizată, rămâne doar să fie adusă și aparatura, echipamentele medicale și cred că până în noiembrie sau în decembrie totul va fi gata și, bineînțeles, tot până la sfârșitul anului trebuie să finalizăm și o parte din lucrările la secția de terapie intensivă, care e o secție extrem de importantă și care, din păcate, n-a beneficiat de investiții până anul acesta. Noi am mai făcut și alte investiții, nu de așa mare amploare, dar extrem de importante pentru noi. Pentru mine, curățenia într-un spital este foarte, foarte importantă și de anul acesta am schimbat total modul de cum se face curățenie la noi în spital. Am achiziționat niște cărucioare de ultimă generație, adică nu se mai plimbă nimeni cu găleata și cu mopul care spală... Duci dintr-un loc în altul, da, principalul nostru obiectiv a fost de a spăla fiecare salon cu alt mop. Practic, ai spălat un salon, arunci mopul într-un săculeț care merge la spălat și la dezinfectat. Da. Deci nu mai plimbăm microbii dintr-un salon în altul. Se oprește salon. Acest circuit patogen și toată lumea e foarte mulțumită. Bineînțeles că și doamnele care se ocupau cu curățenia la noi în spital sunt foarte mulțumite, pentru că e mai simplu să împingi un cărucior cu niște mopuri decât să cari foarte multe găleți cu apă. Deci, din punctul ăsta de vedere, facem progrese. O să mai luăm și ceva echipamente medicale. Acum avem câteva investiții pe care vrem să le facem la secția de ginecologie. O masă nouă de operații acolo. Și în colaborare cu medicul șef de acolo, de la ginecologie, cu noul medic șef, vrem să punem la punct și alte proiecte. Unul dintre ele, care mi-e foarte drag, este acela de a dota câteva saloane la standarde foarte înalte și de a le permite mamelor care nasc la Hunedoara să-și petreacă cele câteva zile după naștere în condiții hoteliere de excepție. Dar ăsta le facem până la sfârșitul anului și, bineînțeles, la începutul anului viitor urmează celelalte proiecte pe care le-am amintit. Facem și un heliport în curtea spitalului. Deci totuși, până la urmă, vin elicopterele și nu e doar. Ele vin și acum, dar una e să vină undeva între blocuri în spatele stadionului acolo, alta e să vină în curtea spitalului mult mai aproape de pacient, da? Să nu mai plimbăm atâta pacientul, să oprim circulația. Domnule manager, aș vrea să facem o scurtă recapitulare. Mai avem mai puțin de un minut din această emisiune. Spitalul Municipal Hunedoara e format din mai multe spitale. Că e ăsta mare de care vorbim. Sigur. Dar uite, n-am vorbit nimic despre cel de la infecțioase. Da. N-am vorbit de jos, de lângă piață. E unitate specializată. Unitatea medico-socială de lângă foarte piață. Importantă. Aceea e foarte importantă, dar în acest moment ea este în subordinea Consiliului Local. Consiliul nu mai local. Este în subordinea noastră. Dar tot act medical se face și acolo, se practic. Se face act medical. Că aveți asistente, aveți medici. Iar la blocul acolo de boli infecțioase de care amintați, se face act medical de înaltă calitate. Da. Deocamdată este singurul bloc de boli infecțioase separat de spitalul mare din județul nostru. Este singura linie de gardă de boli infecțioase de la noi din județ. Și practic a fost o idee, parcă dumneavoastră mi-a spus că hai să-l mătrășim și pe ăsta, să-l lăsăm să... Nu există așa ceva. Cât o să fim noi la conducerea spitalului, acel bloc va rămâne în acea poziție și circuitele care au fost foarte bine gândite undeva în anii 60-70 vor continua să existe la Hunedoara. Am mai avut o întrebare din partea unui telespectator. Lifturile, când se fac lifturile? Lifturile se fac, o să încercăm să le facem pe fonduri europene. Vă dați seama că investiția este foarte mare. Este enorm de mare. Că astea nu sunt lifturi
da, obișnuite. Și o să încercăm un proiect pe eficientizare energetică și practic acolo vor veni și lifturile, pentru că actualele lifturi consumă foarte multă energie electrică și tot ce înseamnă eficientizare, adică... Aveți echipă care lucrează pentru proiecte europene? Nu avem o echipă dedicată, dar avem câțiva angajați care sunt foarte buni pe direcția aceasta și care ne pot ajuta în orice moment. Dar lucrurile întotdeauna trebuie să pornească și mai de sus, mai de la vârf, nu numai de la bază. Îmi venea acum în minte când vorbeați de unitatea medico-socială, de faptul că alocația de hrană, care la unitatea medico-socială a crescut, tocmai a crescut de curând, a ajuns pe la 16-17 lei, alocația de hrană în spitale a rămas 7 lei bătută în cuie de ani și ani de zile. Acum gândesc și eu ca om, că de oameni suntem în fiară de călcat, cât o fi alocația de hrană pentru un deținut. Da, dar mai vin oamenii, să știți că de multe ori vin oamenii la mine sau îmi fac petiții și îmi spun, domne, că mâncarea e bună, dar ar putea fi mai bună. Dar aș vrea să-i rog pe oameni să facă un exercițiu de imaginație și să-și închipuie cum e să servești 3 mese, mic dejun, prânz și cină, 7 din 7 lei. Și totuși la Hunedoara, și vă invit oricând să veniți la noi să gustați mâncarea, să știți că din acei 7 lei totuși iese mâncare bună. Avem eu mă mândresc cu mâncarea de la noi. Ne vom opri aici, domnule manager. Dragii mei, acesta este Ștefan Nicușor Eduard, managerul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din municipiul Hunedoara. A răspuns foarte, foarte, foarte deschis la invitația mea și culmea că era într-o duminică, nici măcar nu a fost sâmbătă sau duminică, cam așa. Da, așa? Da, nicio problemă, vin. Asta înseamnă că nu mai e acel zid al tăcerii care se ridica câteodată în jurul spitalului. Vă mulțumesc pentru participarea noastră. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru atenția acordată. Ne vom mai întâlni cu acest domn și atunci voi lua întrebările dumneavoastră punct cu punct. Dar până atunci vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vom întâlni mâine. La revedere!